Astăzi a fost final de vacanță, drumurile din toată țara au fost pline de mașini, dar și de polițiști care au testat pe șofer pentru droguri și alcool. Pe Autostrada Soarelui, câțiva dintre ei au ieșit pozitiv la substanțe interzise. Unii chiar au recunoscut că au luat stupefiante, însă nu în țară, ci în Olanda. Stația de taxare de la Fetești a fost punct de întâlnire între șoferi și polițiști. Am prins coadă de la Tuzla până aici. Un tânăr de 28 de ani a fost depistat pozitiv la cannabis, iar colegul său din mașină avea un plic cu o substanță vegetală, care a fost trimis la laborator. Recoltăm o probă de sânge și o probă de urină, după care așteptăm rezultatul de la IML, ok? Dumneavoastră, pentru deținerea acelui pachetel, vom constata ulterior dacă este drog sau este vreo substanță legală, da? Și bagajele au fost controlate de polițiștii de la crimă organizată, cu ajutorul unor câini specializați în depistarea narcoticelor. Acest șofer a ieșit pozitiv la amfetamină. Bărbatul ar fi spus că s-a întors din Olanda, unde ar fi consumat anumite substanțe care sunt interzise la noi în țară. În mașina lui, polițiștii au găsit două recipiente de detergent, în care se aflau cel mai probabil tot substanțe interzise. Acest tânăr, care venea de la mare, a fost depistat pozitiv la benzodiazepină. Înțeleg că ai fost depistat pozitiv la benzodiazepină? Ai consumat așa ceva? Deși avea în parbriz un ecuson cu inscripțiile unei asociații care luptă împotriva drogurilor, nici această femeie de 36 de ani n-a trecut testul. Femeia care conducea această mașină a fost depistată pozitiv la cocaină la testul rapid pentru droguri. De asemenea, în geanta ei, pe care o ținea în mașină, polițiștii au descoperit și un plic cu un praf alb. Testul este pozitiv pentru cocaină. Se va reține permisul de conducere și o să dăm un dosar penal pentru consum de substanțe psihoactive, da? În total, pe șosele au fost mobilizați 1500 de polițiști cu 430 de aparate radar. Mai multe detalii despre traficul de pe a doua are colega mea, Cristina Dobre. Bună seara, Cristina! Bună seara, Andreea, bun găsit tuturor! La prânz, între stațiunile din sudul litoralului, traficul a fost unul intens. De asemenea, la aceeași oră a început să se aglomereze și Autostrada Soarelui pe sensul spre capitală. La ora 15, de pildă, pe la stația de taxare de la Fetești, circulau 50 de mașini pe minut, ceea ce înseamnă un trafic de două ori mai mare decât într-o zi obișnuită. Iar la această oră se circulă de asemenea la valori ridicate ale traficului, însă acestea sunt totuși în scădere. Sunt 40 de mașini pe minut înregistrate aici la stația de taxare de la Fetești, iar cel mai greu se circulă pe porțiunea dintre Cernavodă și Fetești, dar și la intrarea în capitală. Deocamdată acestea sunt informațiile. La revedere!